Bună dimineața! Bine v-am regăsit, Doamne ajută! Suntem într-o nouă ediție de Face Press. Astăzi pare prima zi de iarnă. De fapt, dacă mi-aduc bine aminte, am mai avut zăpadă la Constanța și astăzi cei care au ieșit de dimineață din casă au putut observa firișoare de zăpadă rămase din ninsoarea care s-a bătut ușurel asupra orașului nostru în această seară sau în această noapte. Mai precis, aseară, parcă a fulguit și mă bucur că revenim la normal, adică încet, încet începem să realizăm că trăim totuși într-o țară în care nu suntem de capul nostru, ci lucrurile se decid întotdeauna acolo unde trebuie decise, pentru că așa ne stă bine în economia globală ca lucrurile importante să se decidă în alte părți. Dar să pară că totuși decide poporul. Începem cu două știri care exemplifică ceea ce v-am spus până acum și anume naveta sau nu știu cum să-i spun, oscilarea sau perindarea Americii între guvern și noul președinte. Ieri, însărcinatul cu afacerea la ambasadei Statelor Unite, căci America încă nu are ambasador la București, însărcinatul cu afaceri, ca și cum am fi în colonie, știi, cam așa sună treaba asta, s-a întâlnit cu președintele ales, Klaus Iohannis, căruia i-a transmis felicitările guvernului american. Dean Thompson i-a transmis felicitări din partea guvernului american domnului Klaus Iohannis pentru alegerea sa în funcția de șef al statului. În cadrul întâlnirii s-a făcut un schimb de opinii pe teme de interes comun în spiritul cooperării excelente care există între cele două state și al parteneriatului strategic bilateral. Bă, am și o întrebare. Dumneavoastră simțiți cooperarea asta excelentă cu americanii? Ei poate o simt, că mă rog, vor să extragă de toate. Dar noi o simțim oare? O fi bine cu americanii? Unii spun că da, alții mai sceptici spun că nu. Eu înclin să cred că da, ne e bine oarecum cu americanii, în blocul NATO, în economia asta globală. Și după ce s-a întâlnit cu domnul Klaus Iohannis, însărcinatul cu afaceri, că tot venea cu felicitări din partea guvernului american, s-a dus la guvernul român și a avut și o întâlnire cu prim-ministrul Victor Ponta. A avut o întrevedere de circa 30 de minute la Palatul Victoria cu premierul Victor Ponta. Acum, eu aș suspecta, dincolo de banala știre că toată lumea acum vrea să se pozeze cu americanul, aș suspecta treaba asta de testare a apei. Pentru că dacă legăm dorința guvernului american de a lucra cu guvernul Iohannis, este clar că guvernul Ponta este oarecum sub semnul întrebării. Și atunci, ce credeți că a vorbit domnul Dean Thompson cu guvernul domnului Ponta? Nu putem decât să facem speculații, pentru că, de fapt, comunicatul de presă nu ne spune absolut nimic ce au discutat. Deci nu știm decât că s-au întâlnit. Asta e un gen de comunicat care mai mult enervează decât informează. Dacă tot spui că s-au întâlnit, zi, frate, și ce au discutat. Nu prea știm ce au discutat, dar putem bănui. Chestiuni de genul, cam cât vreți să mai stați pe la putere, dacă mai stați, cam ce aveți de gând să faceți. Că noi am cam vrea să lucrăm cu ceilalți. Bănuiesc că nu și-o fi prezentat guvernul american, scuze guvernului Ponta, că imediat după alegeri a sărit și a spus noi am vrea să lucrăm cu guvernul Iohannis. Nu cred că a făcut treaba asta. Și mai mult ca sigur s-a dus să testeze zona, să vadă cam ce se întâmplă, pentru că premierul a anunțat la un moment dat ieri că ar dori o remaniere guvernamentală. Probabil se gândește să vadă care va fi politica bugetară sau pe anul viitor a guvernului. Chestiuni punctuale, cine știe ce or mai fi discutate acolo. Dar este foarte interesant acest periplu, pentru că aceste două știri m-au făcut să mă simt ca în vremea înaltelor porți. Știi că la înalta poartă venea solul.
venea solul în altei porți, stătea de vorbă mai întâi cu domnul țării, după aia stătea de vorbă și cu boierii, ca să află ce spune și boierii, părerea boierilor. Cam așa cred că s-a întâmplat și acum. Despre asta este vorba. Deci, să știți că marile decizii, deciziile majore pentru această țară, nu se mai au de mult. Dar decizii punctuale, locale, care vizează anumite comunități restrânse sau chestiuni minore, să spunem, da, astea cred că mai avem încă libertatea să ni le decidem. Mergem la Colegiul Medicilor. Colegiul Medicilor a ținut ieri o conferință prin care a făcut câteva anunțuri. Domnul Vasile Astărăstoae, președintele Colegiului Medicilor din România, a făcut două declarații foarte interesante. Mai întâi a declarat că dosarul electronic și cardul de sănătate nu sunt susținute de comunitatea profesională, cea a medicilor, dar asta nu înseamnă că proiectul va fi sabotat sau blocat. Îmi mențin și reafirm acest punct de vedere pentru că, zice domnul Astărăstoae, nu consider o prioritate în acest sens, atât cardul cât și dosarul electronic de sănătate. Președintele Colegiului Medicilor a mai precizat că dosarul electronic este folosit în prezent doar în două țări, iar cardul de sănătate nu aduce niciun element în plus, iar activarea lui împiedică desfășurarea actului medical. Deci, în opinia domnului Vasile Astărăstoae, aceste lucruri ce privesc informatizarea sistemului de sănătate sunt cam inutile. Președintele Consiliului însă a arătat că va susține toate acțiunile Ministerului Sănătății și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, mai puțin aceste lucruri, pentru că pe noi ne interesează actul medical în sine. Potrivit statisticilor, de la introducerea cardului de sănătate în Franța, timpul alocat pacientului de către doctor a scăzut cu 6 minute la o vizită medicală, în Germania a scăzut cu 8 minute, iar în Danemarca cu 7 minute. Bun, și ce a mai zis domnul Vasile Astărăstoae? Că a mai avut o declarație interesantă în conferință și anume că emigrația medicilor pune în pericol sistemul medical din România. Conform statisticilor, anual peste 2700 de medici pleacă din țară, revin doar 30-40, iar în curând spitalele ultramoderne vor deveni muzee, a spus domnul Astărăstoae, pentru că degeaba dotăm noi spitalele și ne pleacă personalul. Pierdem peste 2500 de doctori pe an. Degeaba vom avea spitale ultramoderne, echipate la cele mai înalte standarde. Acestea vor deveni muzee dacă nu vom găsi alte mecanisme prin care ei, adică medicii, să-și exercite profesia liber și să le crească veniturile fără să fie pe o presiune bugetară. Este un element de care trebuie să țineți cont. Vasile Astărăstoae a mai spus că în 2014, anul acesta, adică s-a făcut un pas important și anume acela că medicii nu mai sunt funcționari publici sau asimilați acestora. A mai rămas problema malpraxisului. Sperăm să punem cât mai curând în Parlament legea malpraxisului pentru că în acest moment nici medicii, nici pacienții nu sunt protejați. Interesant ce spune domnul Astărăstoae. Eu cred că n-a luat în calcul un element pe care probabil, eu știu, autoritățile din țara aceasta l-au luat totuși în calcul când au gândit sau au previzionat acest val de medici care pleacă din țară. Eu cred că ei au gândit așa, au zis, domnule, să plece, nu putem să-i ținem cu forța, să plece, că suntem într-o piață liberă, nu-i așa? Și cum suplinim deficitul? Păi ne gândim că poate vin din alte părți mai sărace la noi. Ca de exemplu medici din Asia, din Africa, din Orient, adică medici din Republica Moldova, de exemplu, aud din ce în ce mai des de medici moldoveni de la Chișinău care vin în România, pentru că la Chișinău e mult mai greu ca la noi, totuși e mai multă sărăcie. Deci cred că ei așa s-au gândit autoritățile, au zis, da,
să plece medicii buni, ce să facem, lasă că aducem din altă parte. Sau aducem vin ei singuri, pentru că totuși e cumva mai delicată această problemă, pentru că noi suntem granița Uniunii Europene, e mai greu să intri să muncești, dar totuși se poate dacă te strădui destul de mult. Cred că domnul Astărăstoaia a uitat să precizeze acest lucru. În rest, da, sigur, are foarte mare dreptate. Pleacă medicii din România, ați văzut și în materialul video de ieri la rezidențiat, mulți spuneau că au de gând să plece, pentru că aici omul vrea la mai bine, este în firea lui și în codul lui psihologic înscris ca să tragă la mai bine, să dorească să fie mai bine. Dar la fel, cred că fac și cei mai săraci decât noi. România fiind totuși la un nivel mediu al bunăstării din punct de vedere planetar. Și dacă tot vorbim de vecini, am vorbit de Republica Moldova, hai să vorbim un pic și de Ucraina. Criza din Ucraina afectează domenii de interes strategic ale României. Este una din concluziile ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării, XSAT-ul, care s-a reunit ieri. Membrii Consiliului au analizat consecințele crizei din Ucraina și au tras concluzia că România are afectate domenii de interes strategic. Care sunt aceste domenii? Imediat le aflăm. Securitate maritimă și aeriană, securitate economică, amenințări asimetrice, dar și dimensiunea politică a relațiilor României cu statele din regiune pe de o parte și cu Rusia pe de alta. Totodată, membrii Consiliului au concluzionat că pentru România devin prioritare consolidarea mijloacelor proprii de apărare, dar și mijloacelor de politică externă, adică creșterea eficienței raporturilor cu statele Uniunii Europene și NATO, susținerea parcursului european al Republicii Moldova și crearea unui cadru propice pentru consolidarea dialogului cu Kievul. Cumva, dacă vă uitați pe o hartă a Europei, veți vedea că Uniunea Europeană tinde să se extindă prin faptul că o parte din Ucraina dorește să fie în Uniunea Europeană. De asemenea, țările baltice oscilează între Rusia și Ucraina. Republica Moldova și ea oscilează și trage mai mult spre Uniunea Europeană. Rămâne să vedem duminică. Duminica au loc alegeri în Republica Moldova, o să vedem ce se întâmplă și acolo, că iarăși este dispută între pro-europeni și pro-ruși. Da, Moldova este de fapt disputată între cele două mari direcții, Europa și Rusia. Și, prin urmare, dacă ne uităm cu atenție, cum spuneam, pe harta Europei, s-ar putea granița europeană de est să se redeseneze. Dar asta, sigur, nu fără înfurierea rușilor, care au făcut ieri o declarație absolut fenomenală. Era de zâmbet știre, dar am lăsat-o, n-am introdus-o. Dar vă spun, un oficial rus a spus ieri că dacă dorește cineva ca treburile între Rusia și restul lumii să redevină cum erau odată, adică să nu mai fie așa tensionate cu sancțiuni economice, cu tot ce se întâmplă acum cu Rusia și restul lumii, există o soluție foarte simplă, a spus rusul, și anume Statele Unite să iasă din NATO. Păi cum să iasă Statele Unite din NATO când Statele Unite sunt chiar membru fondator al NATO și pilon esențial al NATO. Dar înțelegem ce a vrut să zică rusul. Rusul, de fapt, a încercat o stratagemă diplomatică foarte interesantă, și anume să creeze o graniță artificială, cumva, între Europa și America. Pentru că, la ora actuală, prin blocul NATO, Uniunea Europeană și America se apropie din ce în ce mai tare economic. Sigur, există încă niște rivalități economice, dar ele oarecum sunt în același bloc, blocul NATO. Da? Deci, oarecum există o frățietate chiar și economică, pentru că toate țările contribuie la bugetul NATO. Și rusul a încercat o treabă, zic eu, inteligentă din punct de vedere diplomatic, dar amuzantă din punct de vedere practic, adică cum să cere Americii să părăsească NATO. Dar rusul cam asta vrea. Rusul vrea, de fapt, să restabilească supremația în zonă. De fapt, Europa și mai ales zona noastră, Europa de Est, este, dacă nu ați înțeles până acum sau nu v-a spus problema, e timpul să aflați,
este disputată, încă disputată, între interesele economice ale vestului și interesele economice ale estului. Da? Noi am fost piață, cum se numea? Piața Caer. Da? Era piața rusească prin excelență a comuniștilor. Acum suntem zona occidentală, dar sigur, toată lumea vrea câte o bucățică din această piață. Și noi, pe de altă parte, ne închipuim că suntem liberi și autonomi. E, de unde? Până și primarul Radu Mazăre, săracul, dă să bată în retragere. Cu un aer care nu îi este caracteristic, cred eu, ieri a vorbit cu jurnaliștii și a avut un aer așa foarte defensiv. Cel puțin în privința portului a făcut o declarație neașteptată și anume că pe dânsul nu prea-l mai interesează portul și cum o vrea guvernul. O știi ceva după vizitele astea ale americanilor? S-o fi săturat de bătălia asta politică? O fi legat de faptul că se pregătește poate debarcarea guvernului? Cine știe? Haideți să urmărim materialul video cu declarațiile primarului de ieri. Sunt 7 luni de când Direcția Națională Anticorupție a deschis dosarul campusului social al Icoanei din Constanța și în tot acest timp Radu Mazăre a fost obligat să se prezinte săptămânal la controlul judiciar. Dar anchetele DNA vizează pe primarul Constanței de mult mai mult timp. Întrebat ce fel de relație mai are cu DNA, Mazăre a spus: e o prietenie, o să ne căsătorim până la urmă. E o prietenie de 10 ani. Mazăre a declarat că își dorește ca în perioada următoare să se schimbe sistemul care în ultimii ani a fost folosit cu precădere împotriva adversarilor politici ai președintelui lui Traian Băsescu. Problema DNA nu era decât de intens și decât de intens pe anumite direcții și pe anumite persoane și pe altele nu. Și că justiția, înțelegem, inclusiv în anchete, trebuie să fie la fel împărțită și la fel făcută. Cred că Băsescu nu mai are control asupra sistemului. În privința modificărilor de la vârful statului după alegerile prezidențiale, Radu Mazăre spune că se așteaptă ca guvernul, în orice variantă politică va fi, să sprijine proiectele Constanței. Printre ele, primarul a enumerat cazinoul și sala polivalentă. Mazăre spune însă că a renunțat la lupta pentru acțiunile din port. Portul nu mai mă interesează. Nu, mai ajunge. Ajunge, nu vezi că de un an de zile numai tot trag. Dacă vor să-l dea bine, cine o fi la guvern, dacă nu iarăși bine, ce pot să fac eu mai mult de atât? Nu mai știu ce să mai fac mai mult de atât. Așa că un guvern, sunt convins că un guvern înțelept o să aibă grijă de toate proiectele constanțenilor, fie că este guvernul PSD că l-a votat Ponta, fie că este guvernul PNL pentru că l-au votat constanțenii. Dacă ia puterea domnul Iohannis cu PNL-ul, a spus sau n-a spus așa? Sunt convins că va avea grijă și de dorințele constanțenilor în ceea ce privește sala de sport, bazinul de not, cazinou. Recent, primarul Constanței a aflat că o altă luptă, cea cu ONG-ul care l-a reclamat la parchet pentru frizură, s-a terminat înainte să înceapă. Radu Mazăre a spus că a primit un mail chiar de la reprezentanții acelei organizații în care era anunțat că plângerea pentru tunsoarea care ar semăna cu cea lui Hitler a fost retrasă. Da, pare supărat domnul primar pe votul pro-Iohannis al constanțenilor și probabil de asta a reacționat așa, după ce am văzut declarația. E mai mult ca limpede că era o ușoară nuanță ironică în faptul că va avea grijă guvernul de constanțenii care l-au votat pe PNL, nu? Adică era mai mult decât clar. Nu și-a pierdut umorul însă domnul primar și asta e bine, că cine își pierde umorul nu se simte bine. E bine că și-a păstrat optimismul. Asta cu DNA-ul e interesantă declarația. După 10 ani de prietenie, mă pregătesc să mă căsătoresc cu DNA-ul. Dar interesantă și iertarea pentru frizura. Ați văzut, avea frizura schimbată. Iertarea celor de la Centrul pentru Combaterea Antisemitismului, care îi făcuseră reclamație pentru frizura și mustăcioara, vedeau ei, a la Hitler. Interesantă iertarea, deși n-a fost cam cu toată inima, dacă mă uit în ce au spus ei pe adevărul, și anume,
Ei spun așa, nu suntem convinși că motivele noastre au fost pe deplin înțelese și însușite, dar ținând seama că ați făcut efortul de a vă disculpa în mod public, sperăm că de acum înainte vă veți abține de la promovarea oricărui subiect, imagine, cauză sau simbol care are tangență cu mișcările extremiste. Am decis retragerea plângerii penale. Timpul ne va arăta dacă regretele dumneavoastră, adresându-se primarului cei de la antisemitism, sunt sincere. Tonul ăsta e, cum să spun, mi se pare ipocrit. O să spun imediat de ce, mi-argumentez, pentru că eu nu cred că au făcut-o doar pentru că domnul primar a reacționat repede. Sigur, și-a schimbat repede freza, a spus că nici prin cap nu i-a trecut așa ceva. E o frizură care, mă rog, se poartă, am înțeles eu, sau ceva de genul ăsta. Dar eu cred că altceva i-a făcut pe cei de la combaterea antisemitismului să-și retragă plângerea. Faptul că foarte multe voci din societate, chiar și dușmani ai primarului, cei care nu-l simpatizează, adică au spus că, ai domnule, că e exagerat, acum te iei de frizura omului, chiar așa, adică nu mai avem din ce să-i facem plângere. Și au avut dreptate, adică totuși e o mare exagerare. Și atunci cred că mai mult din cauza asta, dacă până și președintele comunității evrești din Constanța, filiala Constanța, Sorin Lucia Lănescu, a spus că e o exagerare, adică de-a lor cum ar veni, ce să te mai aștepți? Adică e bine că apărăm antisemitismul și așa mai departe. Evreii sunt un popor care au suferit și alte popoare au suferit și trebuie să avem aceste lucruri în vedere. Nu trebuie să întinăm deloc memoria cu tot felul de lucruri, declarații, fapte, acțiuni, mai știu eu ce. Dar să te iei de freza omului doar pentru că seamănă cu al lui Hitler, dar și Hitler, până la urmă, cu cine și-a asemănat frizura? Că doar n-a inventat-o el. El este doar un exponent. Napoleon, îmi zice Neluțu, ești convins că Hitler se tundea ca Napoleon? Bă, nu știu, că pe vremea aia erau pălăriile alea, în vremea lui Napoleon, de nu știai ce frezare. Erau perucile alea, erau, nu te dai seama ce... Nu. Nu cred că ai dreptate, Neluțu. Ne sfătuim imediat, haideți să luăm pauză, mă duc să lămuresc pe Neluțu cu frizurile și revenim imediat în câteva minute, discutăm și de lucruri de suflet, pauză. Am revenit și mă declar învins. Știu să pierd cu fair play. Felicitări, Neluțu a avut dreptate. A avut memoria vizuală mai bună decât a mea. Eu am făcut confuzii între epoci. Dar da, a avut dreptate. Frizura lui Hitler, de fapt, a fost preluată de la Napoleon. Ia uitați-l pe Napoleon, ce frezare. Exact, mă rog, oarecum așa mai stilată, că e o pictură aici. Și mustață, olea, că vedeți o umbrică acolo, o ceva. Deci, n-am înțeles, de ce să acuzi primarul că seamănă cu Hitler când poți să spui că seamănă cu Napoleon? Poftim. Bun, asta a fost cu frizurile, trecem la lucruri mai serioase, că totuși asta a fost o exagerare cu antisemitismul și cu freza domnului primar, dar hai să... Poate au altă treabă oamenii ăștia de la antisemitism și identifică alte probleme mai grave. Mergem pe Telegraf, care ne vorbește într-o amestecătură pe care, sincer, nu o agrez, ca să nu spun că o detest. Ne vorbește într-un articol despre zecile de mii de credincioși care sunt așteptați la peștera Sfântului Andrei, dar și de noaptea strigoilor și a farmecelor de dragoste. Ăsta este un gen de a face jurnalism prin a-ți da cu stângul în dreptul. Pentru că, pe de o parte, se vorbește despre semnificația creștină a sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, pe care îl vom cinsti duminică, iar peștera sa de aici, din județul nostru, Constanța, este socotită Betlemul neamului românesc. Noi suntem urmași ai Sfântului Apostol Andrei, am fost creștinați prin Sfântul Apostol Andrei și bineînțeles că duminică va avea loc acolo o slujbă importantă de la ora 9 în alt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreună cu un sobor de 12 episcopi din mai multe țări, vor oficia Sfânta Liturghie tocmai pentru a pune în valoare cel mai mare pelerinaj din Dobrogea la peștera Sfântului Apostol Andrei. Dar pe de altă parte, spun, e un fel de a-ți da cu stângul în dreptul, pentru că după ce ai vorbit de zidirea sufletească sublimă pe care creștinismul
o primește creștinismul românesc prin Sfântul Apostol Andrei, te apuci și vorbești de superstiții și tradiții cu vârcolaci, cu usturoi, cu faptul că noaptea Sfântului Andrei e un fel de Halloween. N-are nicio legătură. N-are nicio legătură cu Halloween-ul. Doar prin faptul că ocultăm și lucrăm cu niște superstiții foarte periculoase pentru sufletul omului. Dar poate colegii din presă vor înțelege și a mea rugăminte pe care o tot repet de câte ori am ocazia și mulțumesc și Neptun TV că mi-a oferit această ocazie. Nu mai amestecați, fraților, grâul cu neghina. Nu mai amestecați binele cu răul, nu mai amestecați frumosul cu urâtul, pentru că știu că dorința de audiență e mare, știu și înțeleg treaba asta, dar pare, știți cum, pare că noi, eu am, de exemplu, am vorbit câteva cuvinte în Telegraf despre tema asta, pare că eu, prin interviul meu, certific superstițiile astea. Ori n-are nicio legătură. Când vorbește un preot și după el vezi că scrie de superstiții, pare că preotul îngăduie superstițiile. Nu-i corect, adică neastră vi se pare corect, serios acum. Dar, mă rog, libertate editorială, n-avem nimic de reproșat, mulțumim pentru știre și pentru prezentarea peșterii și a sărbătorii, dar, serios, să amestecăm grâu cu neghina, îi convine cuiva? Bun, să mergem mai departe, pentru că după Sfântul Apostol Andrei începe o perioadă care în România se chema Luna Cadourilor. Este această tradiție să-ți faci cadou de Crăciun. De unde o veni ea? Stau și mă gândesc. O să avem răspunsul, dar mai întâi haideți să urmărim un material video de pe Reporter Neptun TV în care ni se vorbește despre o problemă secularizată a cadoului și anume dilema de a face un cadou. Ce cadou să faci celui drag? E, sigur, problema se poate rezolva mult mai elegant. Întotdeauna creștinismul are soluții, dar haideți mai întâi să vedem cum stă cumpărătorul dilematic în alegerea cadoului. Iată câteva reacții cât se poate de sincere cu privire la cele mai neinspirate cadouri primite. Dumneavoastră, în schimb, puteți evita situațiile jenante în care cel pe care încercați să-l impresionați nu-și poate ascunde nemulțumirea. Iar în acest sens, una dintre cele mai mari corporații multinaționale de servicii financiare a realizat în 17 țări europene un clasament al celor mai nepotrivite cadouri. Pentru români, în topul celor mai neinspirate cadouri de sărbători se află produsele alimentare, mai exact 61% dintre persoanele chestionate împărtășesc această părere, urmate apoi de produsele de papetărie, pești de acvariu sau chiar bani. Nici europenii nu sunt mai puțin pretențioși, pe aceștia îi deranjează electrocasnicele și cosmeticele de baie. Iar această listă ar mai putea continua, ne explică această doamnă, convinsă și ea că un cadou mai neinspirat decât îmbrăcămintea nici că există. De ce? Pentru că fiecare vrea să-și ia cum îi place lui, nu? Pentru mine, dulciurile. Nu se potrivesc gusturile. Modelul, dar și mărimea. Și dacă vă gândeați că puteți scăpa de o grijă oferind bani drept cadou, iată dovada că lucrurile nu stau chiar așa. Banii întotdeauna e un cadou neinspirat. Asta e. De ce? Pentru că e normal, un cadou e un cadou, totuși, deci presupune un obiect sau orice altceva. 28% dintre persoanele chestionate sunt de părere că un cadou în bani este o dovadă de indiferență și lipsă de imaginație, în timp ce aproape toate persoanele chestionate sunt de părere că prețul unui cadou venit din partea cuiva drag este irelevant. Potrivit studiului, aproape 83% dintre persoanele chestionate recunosc că își doresc un cadou care să le reflecte dorințele, în timp ce puțin peste jumătate vor ca acesta să îi și surprindă, plăcut, desigur. Reacția de bucurie a acestei fetițe când își primește cadoul a strâns peste 16 milioane de vizualizări pe YouTube. Could go anywhere, where would you want to go? Why don't we go? Okay, let's go. Now, today. I'm being serious. We going? Are you joking? No, I'm not joking. Are we dead? Yes, we're going. O
un cadou bine studiat, am putea spune. Din păcate însă 50% din europeni recunosc că încep să caute cadouri cu doar o săptămână înainte de Crăciun sau chiar mai târziu. Iar acest lucru atrage după sine și consecințele. Una din trei persoane din categoria celor care s-au declarat nemulțumiți de cadoul pe care l-au primit sunt convinși de faptul că iubita sau iubitul a lăsat totul pe ultima sută de metri. Așadar, dacă vreți să vă surprindeți plăcut partenerul, este bine să ieșiți din pripă la cumpărături. Oana Iancu, Neptun TV. Da. Interesant melanjul ăsta între marketing, mofturi și ce? Esența cadoului. De ce de fapt facem noi cadouri? De unde acest obicei de a face cadou? El are o explicație profund creștină, pentru că prin nașterea sa, Mântuitorul Hristos, Dumnezeu face cel mai mare cadou umanității, și anume mântuirea, iertarea, salvarea. Ăsta e cel mai mare cadou pe care îl poți face cuiva, să-l salvezi, să-l ierți, să-l îmbunătățești, să-l desăvârșești. Asta e cel mai mare cadou. Și de aici, sigur, Occidentul a preluat ideea, a marketizat-o bine, a îmbrăcat-o în folie, fundiță și alte chestiuni și, uite, vezi, am ajuns să discutăm despre o fi bine să iei haine sau să-i lași bani în pom sau niște chestiuni total deplasate după mine, căci esența cadoului, dacă vrem la ora actuală să facem un cadou cu adevărat, cred că mai esențial sau mai important este să acorzi cadou celui ce are nevoie de el. Și cine este mai năpăstuit ca cel sărac? De aceea zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, cel mai mare predicator creștin al tuturor vremurilor, fericit cel ce acordă atenție celui sărman. Faceți cadouri sărmanilor. E mult mai util, mult mai frumos, mult mai creștinește. Cum vreți dumneavoastră? Milostenia, a face bine, a da celui ce are nevoie, este mult mai importantă decât moftureala asta. A, mie asta nu-mi place. Dar de ce mi-a luat gris, nu mi-a luat roz? Dar de ce? Ce e asta? În ce zonă ajunge? Moftureala asta mercantilă, marketizată, mi se pare absolut necreștinească, da? Zice, milostenia și atenția acordată celor sărmani îl bucură pe Dumnezeu, iar El ne trimite apoi și nouă darurile sale. Deci dacă vreți să faceți Crăciunul în spirit creștin, așa cum a făcut și Dumnezeu cu noi, că s-a născut pe sine pentru noi, faceți un bine celor săraci. E mai util, e mai frumos. Lăsați picanteriile astea mofturoase. Iubi, ce mi-ai luat de Crăciun? Pe, uite, ți-am luat o faptă bună. Mergem și facem un cadou la săraci. E bun asta? E mai frumos așa? Eu cred că e mai frumos. Pentru că altfel, dacă ne lăsăm în secularizarea asta mercantilă, marketizată, plină de interese egoiste, vom ajunge foarte rău. Și nu o spun de la mine. Ieri Papa Francisc, un reprezentant creștin, sigur, al Bisericii Romano-Catolice, dar un reprezentant cu o voce puternică în spațiul ăsta secularizat european, occidental mai ales, a fost în Parlamentul European și a avut un discurs foarte interesant. Vreo 40 de minute a vorbit Papa Francisc, foarte elegant, dar ferm a vorbit europei că e cazul să se trezească, că e cazul să pună punct acestui mod de viață viciat. Că e cazul să își recalculeze prioritățile înainte de a fi prea târziu și prea inumană. Haideți să vedem materialul, video, o scurtă selecție. Am venit cu un mesaj de speranță și încurajare, sunt printre primele cuvinte pe care Papa Francisc le-a rostit în plenul Parlamentului. Au venit să asiste la discursul papal nu doar eurodeputații, ci și întreaga Comisie Europeană, precum și premierul italian Matteo Renzi și președintele Consiliului Herman Van Rompuy. Suveranul pontif a deplâns imaginea Europei din zilele noastre. A una unione più estesa, più influente, sembra però affiancarsi l'immagine di un'Europa un po' invecchiata e compressa, che tende a sentirsi meno protagonista in un contesto che la guarda spesso con distacco, diffidenza e talvolta con sospetto.
Papa Francisc a vorbit despre o Europa singuratică, închisă în ea însăși, ce are nevoie să-și regăsească sufletul. Oamenii și nu imperiile economice trebuie să fie prioritare. Grandi ideali che hanno ispirato l'Europa sembrano aver perso forza attrattiva in favore dei tecnicismi burocratici delle sue istituzioni. Ecourile discursului papal merg spre aceeași idee. Europa trebuie să se trezească. Cei mai mulți lideri politici din Parlament văd în cuvintele papei Francisc un îndemn că Europa trebuie să revină la misiunea sa de început, aceea de a pune în prim plan demnitatea omului și drepturile fundamentale. Pentru Telejurnal, Magdalena More. Da, rămâne de văzut ce a înțeles Europa din acest discurs. Repet, știrile sunt aici neputincioase în a reda complexitatea fiecare frază din discursul papei. Să știți că exprimă un adevăr, un adevăr social care doare. Uite, zic numai unul, referindu-se la democrație, papa a spus că Parlamentul European are responsabilitatea de a menține în viață democrația pentru popoarele Europei, dar democraților n-ar trebui să li se permită să se prăbușească sub presiunea intereselor multinaționale care nu sunt universale. Cât adevăr în fraza asta, câtă deconspirare a manipulărilor în numele democrației, adică numele democrației unii fac bani serioși, au interese din astea mercantile, multinaționale, cum spune și papa, și lasă-ne fie nouă, bine și alora rău. Deci cât adevăr, cât adevăr, foarte mult adevăr. Bine, discursul e mare, s-a vorbit de imigrație, de protecția mediului, de drepturile omului, de demnitatea umană, despre necesitatea unei reveniri la valori mai conservatoare, pentru că individualismul și consumatorismul, lipsa de solidaritate, birocrația reduc bărbații și femeile la zalele unui angrenaj care îi tratează ca obiecte de consum. Iarăși, cât adevăr cutremurător, omul redus la obiect de consum tot de către șmecherii afaceriști. Da? Foarte mult adevăr, foarte mult adevăr. Aștept undeva versiunea în limba română, dacă nu o să mă lămuresc și cu versiunea engleză. Papa s-a referit și la politicile pro-avort ale Europei, s-a referit și la combaterea dreptului la eutanasie. Multe, multe, multe lucruri. Și am mai spus despre creștinism că nu reprezintă o amenințare pentru caracterul laic al statelor sau pentru independența instituțiilor europene, ci mai degrabă o îmbogățire. Asta pentru că unii eurodeputați au protestat față de venirea papei în numele laicității. Băi, tovarăși din Parlamentul European, să ne lămurim un pic. Papa este și șef de stat. Deci poate să vină la dumneavoastră să vă vorbească când vrea dânsul. Dincolo de faptul că e cleric, ca să o luăm așa puțin laic, cum doriți, deși laic nu înseamnă ateu, nu știu de ce în mintea unora laic sună mereu ateu. Vin unii și spun, domnule, România e stat laic. Unde scrie bre în Constituție că e stat laic? Eu n-am auzit. Bre însemnând înțelept în limbajul turcesc, știi? Dar unde scrie în Constituție că România e stat laic? Că nu scrie nicăieri. Și laic nu înseamnă ateu, în niciun caz. Laic înseamnă că nu e cleric. Laic, termenul acesta, a apărut ca o diferențiere pentru a diferenția între credincioșii simpli și credincioșii slujitori. Preoții, cum ar veni, și ierarhii, și diaconii. Da? Adică oamenii bisericii care sunt împărțiți în două, laici și clerici. Sau mireni, li se mai spune laicilor. Deci, terminați cu laicizarea ca și cum ar suna ateism. Asta e o prostie. Dar domnilor de la Parlament, care nu știu ce caută pe acolo în calitate de parlamentar, habar n-având că papa e șef de stat, asta mi se pare că și-au dat cu stângul în dreptul. Să nu știi, în cultura ta politică, aia de europarlamentar plătit cu bani grei, să nu știi că papa e șef de stat, să protestezi față de venirea lui, asta înseamnă că ești un ateu nesimțit, ca să o luăm pe scurtătură, că n-ai rost să ne ascundem după cuvinte. Și pentru că tot vorbeam de bogați și de interesele lor, să știți că bogații mai au un interes, și anume
nu prea vor să-i ajute pe săraci. Dovadă că unii își ascund averile în paradisuri fiscale. Adică știți cum e legea? Legea zice așa, domnule, dacă ești bogat, e normal să sprijini comunitatea, să dai din surplusul tău celor ce au nevoie. E, unii își ascund averile în așa numitele paradisuri fiscale, adică zone care sunt mai scutite de taxe și impozite, adică lor le rămân mai mulți bani. La ora actuală, conform site-ului RTL Info din Belgia, 8% din averile lumii, și nu sunt calculate toate, 8% din averile lumii sunt păstrate în paradisuri fiscale. Este vorba despre aproximativ, țineți-vă bine, 7600 de miliarde de dolari. Deci nu un miliard, nu două, nu trei, nu zece. 7600 de miliarde de dolari, fără a pune la socoteală bunurile mobile și imobiliare. Adică banii băgați în obiecte, cum ar veni. Nu, studiul se referă strict la activele financiare, la bani, cum ar veni. Dacă luăm în calcul și averile celelalte cu case, cu pământuri, cu mașini, cu vapoare, cu iahturi, cu insule, mai știu eu ce, s-ar putea să ajungem la cifre mult mai mari. Deci, pe cine... Nu, cine este pe primul loc? Hai să vedem. Care este topul celor care își ascund averile? Europenii au cei mai mulți bani în paradisurile fiscale. Da, bine a zis papa că e cazul să mai lase interesele financiare. 2600 de miliarde de dolari. Apoi vin contribuabilii asiatici cu 1300 de miliarde de dolari. Urmează și americanii cu 1200 de miliarde de dolari. Apoi cetățenii din Golful Persic, acolo știți unde se produce mult petrol, 700 de miliarde de dolari. Averea deținută în conturile offshore este în creștere, dar principala incertitudine ține de partea care relevă evaziunea fiscală. Statele lumii pierd 190 de miliarde de dolari pe an din această cauză, în detrimentul celor mai bogați oameni ai lumii. Asta este bogăția, are o ispită majoră numită lăcomie. Și încheiem revista presei cu o știre din același domeniu. Același fenomen se poate întâmpla și la scara mai săracă, adică tendința de a face bani din orice, chiar și când ești foarte sărac. De exemplu, există această zona pieței auto cu documente ale mașinilor bulgare. Se întâmplă la noi. Telegraful spune de țepele trase de samsarii de mașini, ITP-urile bulgărești între izbăvire fiscală și dosar penal. Foarte multă lume are senzația că dacă ți iei o mașină matriculată în Bulgaria, scapi de niște taxe, de impozite, e tot un fel de offshore, știi, și Bulgaria din punct de vedere auto. Numai că investigatorii susțin că rețele de infractori din țara vecină, impulsionați de cererea mare a samsarilor români, au ridicat la rang de artă falsificarea documentelor. Uneori, anchetatorii sunt nevoiți să apeleze la dispozitive speciale pentru a detecta falsul. Primii care cad în capcana acestor afaceri sunt cei care își cumpără mașini din târgurile auto din județul Constanța. Din lipsă de experiență și de necunoașterea limbii bulgare, cumpărătorul primește un set de acte în care la fel de bine poate să fie declarat și posesorul unui sac de cartofi, spune Telegraful, că oricum nu prea știe ce cumpără în acte. De cele mai multe ori, samsarul își asigură victima că toate documentele sunt valabile. Păi, doar nu fi acum neînțelept să zică, nu domnule, îți dau documente false. Cumpără mașina, știi? Ce o să zic? O să zic că e bine. Deci, mare atenție la aceste acte. O statistică și terminăm. 74 de cazuri depistate de la începutul acestui an, 55 de ITP-uri false, 12 certificate de înmatriculare și 7 cărți verzi, toate falsificate. Cele mai multe au fost descoperite la punctul vamal de la Negru Vodă și Ostrov. Mulțumim pentru atenție, cu drag ne revedem și mâine. Neluțu vrea neapărat să punem punct. Mulțumesc și echipei tehnice, punem punct. Doamne ajută, toate cele bune!